La fel ca și în sezoanele precedente, echipa handbalvolei.ro dă posibilitatea iubitorilor de handbal să voteze echipa ideală a sezonului 2015-2016, precum și cel mai bun apărător și cel mai tânăr jucător. Printre nominalizări se numără și 6 jucători ai echipei HCM Minaur, precum și antrenorul Raul Fotonea. Daniel Bera și Alexandru Sabou pot fi votați la categoria cea mai bună extremă stânga, iar Marius Sadoveacă a intrat în cursa pentru cel mai bun inter dreapta. Tamaș Ivancic poate fi ales la cea mai bună extremă dreaptă, iar Uroș Vilovski și Albert Cristescu au fost desemnați la categoria cel mai bun pivot. Nu în ultimul rând, Raul Fotonea se află printre nominalizările la cel mai bun antrenor al sezonului. Până în prezent, peste 16.000 de suporteri și-au ales jucătorii favoriți pe site-ul handbalvolei.ro. Se mai poate vota până în 15 iulie, după care va fi anunțată echipa ideală a Ligii Naționale. Situația echipei băimărene de handbal este una incertă și încă nu se știe dacă Minaur va continua pe prima scenă a handbalului românesc. Administrația locală face eforturi pentru a acoperi datoriile pe care le are echipa pentru ca aceasta să poată evolua în Liga Națională. Minaur s-a confruntat cu foarte multe probleme în sezonul precedent, însă, cu toate acestea, a reușit să se salveze de la retrogradare. A fost un an deosebit de agitat. Ultimele 3-4 luni le-au jucat băieții ăștia în 7-8 oameni de câmp, ceea ce este foarte greu. Minaur trebuie să aibă echipă de Liga Națională și la anul.